Accident în capitală. Un motociclist a fost grav rănit după ce s-a tamponat violent cu un automobil în sectorul Râșcani al capitalei. Accidentul de circulație a avut loc în această dimineață în jurul orei 8 la intersecția străzilor Florilor și Studenților. Contactat telefonic, ofițerul de presă de la Poliția Capitalei, Natalia Stati, a declarat că totul s-ar fi produs după ce motociclistul a tamponat din spate autoturismul. Potrivit poliției, în timp ce se deplasau pe traseu, șoferul motocicletei, un bărbat de 31 de ani, s-a tamponat în automobilul condus de un șofer de 41 de ani. În urma coliziunii, motociclistul a pierdut controlul direcției și a căzut pe carosabil, fiind grav rănit. La fața locului a intervenit o ambulanță și poliția. În urma impactului, motociclistul a fost dus la spitalul de urgență. Coliziunea a fost atât de puternică încât ambele vehicule au fost avariate. Din cauza accidentului, în zonă s-au format mari ambuteiaje și s-a circulat cu mare dificultate. Oamenii legii urmează să stabilească cauzele producerii accidentului. Șoferul care va fi găsit vinovat riscă 6 puncte de penalizare și 1500 de lei amendă.